Bună seara, dragii mei! Sunt Ovidiu, de la Club Whisky Iași și pentru această seară, așa cum scrie și în titlu, vreau să vă propun 5 whisky-uri faine la preț rezonabil. Preț rezonabil care pentru mine se situează în jurul valorii de 150 de lei și toate cele 5 whisky-uri au prețuri situate în jurul acestei valori, plus minus, o să vedem la fiecare dintre ele. Înainte de asta vreau să pregătesc pentru, la final, o mostră dintr-o miniatură pe care am păstrat-o dintr-una dintre sticlele la care am avut ocazia să fac prezentare. Și folosesc ocazia să vă spun că într-una dintre filmările viitoare am să povestesc despre rolul acestor miniaturi pentru un pasionat de whisky. Așadar, să trecem la treabă. Vă spuneam, este vorba de 5 whisky-uri. 3 dintre ele sunt whisky-uri single malt, un whisky este blended și un whisky este irlandez. Nu le-am ordonat în ordinea preferințelor, pentru că toate mi-au plăcut și de aceea vi le și propun. Nu le-am ordonat în ordinea prețului, pentru că prețurile pot varia de la magazin la magazin, fie online, fie fizic, ci am folosit un criteriu obiectiv și anume cel alfabetic. Așadar, fără prea multă vorbă, să trecem la propunerea numărul 1. Ea vine din insula Aran. Este vorba de expresia de 10 ani a celor de la distileria Lohranța, una din cele două de pe insula Aran. Insula Aran, situată în estul Scoției, sud-est de Glasgow, undeva între Scoția și Irlanda de Nord. Distileria Lohranța este o distilerie destul de nouă, înființată în 1994, inițial s-a numit Aran, acum Lohranța. Eticheta de 10 ani este îmbuteliată la 46% și, așa cum scrie cu mândrie compania, nu este folosit colorant artificial și nici filtrat la rece, lucru valabil pentru toate expresiile acestei distilerii. Ce vom găsi în Aran ca și arome, ca și gusturi? Whisky-ul este bugat, este cremos, cu miros de flori și fructe și arome faine de vanilie, de cocos, de citrice și de asemenea note un pic mai întunecate, cum ar fi nucile sau alunele. O combinație foarte interesantă de gusturi și arome. Whisky-ul Aran de 10 ani poate fi găsit în România la un preț de circa 150-170 de ani. Așadar, prima propunere, Aran 10 ani. A doua propunere vine din cea mai densă zona Scoției în ceea ce privește distilerie. Este vorba de zona Speyside. Și este vorba de expresia de 12 ani a celor de la distileria Glenfarclas. Situată în localitatea Ballindalough, așa cum vă spuneam, în regiunea Speyside, la nord de Edinburgh, o distilerie cu istorie veche, înființată în 1791 și astăzi una dintre puținele distilerii care încă mai este deținută independent de o familie, departe de marile concerne multinaționale. Expresia de 12 ani, ca și multe alte ale companiei, este maturată exclusiv în butoaie ex-sherry, în cazul acesta Oloroso Sherry, îmbuteliată la 43% concentrație alcoolică. Și în Glenfarclas vom regăsi gusturi și arome de vanilie, fructe, atât fructe proaspete, dar și fructe uscate, dar și condimente dulci, cum ar fi scorcișoara sau cuișoarele. E un whisky plăcut pe care îl vor aprecia toți cei care îl vor degusta împreună cu voi. Poate fi găsit în România la un preț undeva în jur de 160-180 de lei sticla. Așadar, a doua propunere, Glenfarclas, 12 ani. A treia propunere este un whisky blend. Este vorba de eticheta de 12 ani a companiei Hunky Bannister. El este un whisky blended, un scotch whisky, așadar un amestec de whisky-uri atât malt cât și whisky-uri grain.
Compania Hanke Bannister, fondată în Londra în 1757 de domnii Beaumont, Hanke și Hugh Bannister, acum este proprietatea concernului Inverhouse Distillers. Această etichetă de 12 ani, denumită și Regency, se spune că ar fi fost unul dintre whisky-urile preferate ale fostului prim-ministru și om politic britanic, Sir Winston Churchill. Hanke Bannister, 12 ani, îmbuteliat la 40% concentrație alcoolică, maturat 12 ani în butoaie de stejar american ex-bourbon. Vom regăsi în el note atât dulci, de vanilie și caramel, dar și note de citrice, dar și de produse de patiserie, cu alune, cu nuci, toate fiind învăluite într-o notă frumoasă de fum, care le pune de asemenea ușor în valoare. Este unul dintre cele mai puțin costisitoare dintre prezentările mele, fiind putând fi găsit în România în jur de 120-140 de lei, poate și mai puțin la unele magazine online. Așadar, a treia propunere, Hanke Bannister, 12 ani. Cea de-a patra propunere vine dintr-o zonă îndepărtată a Scoției, din nordul Scoției mai precis, din insula Orkney. Este vorba de Highland Park, 10 ani. Highland Park este distilerie înființată în 1798, acum în proprietatea concernului Etherington. Eticheta de 10 ani, denumită și Viking Scars, de altfel denumirea de Viking apare în multe dintre etichetele companiei, pentru a exprima faptul că circa o treime din locuitorii insulei au în ADN-ul lor urme ale strămoșilor vikingi. Highland Park 10 ani, îmbuteliat la 40% concentrație alcoolică, maturat în butoaie de stejar american și european, care au conținut anterior, într-o perioadă, sherry. Vom găsi în Highland Park de 10 ani note de citrice zemoase, de portocale, portocale roșii și grapefruit, dar și note dulci, de cremă de vanilie, de miere de albine, în condimente dulci și tipic pentru multe dintre whisky-urile insulare ale Scoției, un iz sărat al mării și un fum de turbă. Prețul pentru Highland Park, 10 ani în România, este de circa 160-180 de lei. Așadar, propunerea patra, Highland Park, 10 ani. Iar cea de-a cincea vine din insula vecină, din Irlanda, este vorba de Jameson, eticheta Black Barrel. Jameson, companie înființată în 1780, sediu inițial în Dublin, apoi acum la Middleton, în comitatul Cork. Whisky-urile Jameson sunt whisky-uri conform tradiției irlandeze triplu destilate. În compoziția lor s-a folosit un amestec de atât de orz malțat cât și nemalțat, dar și din alte cereale, și au fost distilate într-un alambic, să-i spunem, specific, pe care cunoscuți îl știu sub numele de pot still. Jameson Black Barrel a fost maturat în butoaie care au fost întinerite și apoi arse de două ori la interior, astfel încât vom regăsi în el note dulci de caramel și vanilie și de asemenea note de nuci și note un pic mai închise de lemn ars. Prețul în România al unei sticle de Jameson Black Barrel, care mie mi-a plăcut mai mult comparativ cu varianta clasică sau cu varianta Crested, este de circa 120-130 de lei, poate și mai puțin când sunt promoții la magazinele fizice sau online. A cincea propunere așadar, Jameson Black Barrel. Acestea au fost propunerile mele pentru voi, pentru whisky-uri faine la preț rezonabil, vă spuneam în jurul prețului de 150 de lei și cum vă spuneam, nu e un top și sunt sigur că am lăsat deoparte pentru că nici eu nu le-am gustat pe toate. Cum vă spuneam, sunt sigur că am lăsat deoparte multe alte etichete pe care vă rog să mi le precizați în comentarii. Scrieți ce alte whisky-uri vi s-au părut faine, whisky-uri care să fie situate ca preț în jurul acestei valori, de circa 150 de lei, plus minus ceva.
pentru că toți avem de învățat și de experimentat și de degustat etichete noi și e fain când cineva ni le semnalează. Așadar, vă spuneam, aștept propunerile voastre în comentarii. Profit de ocazie că se apropie sărbătorile și noul an. Să vă urez multă sănătate, multe bucurii lângă cei dragi. Să petreceți cu bine, să beți bine, să beți bun, să beți rezonabil. Și să ne revedem cu bine în noul an 2023. De la Iași, de la Club Whisky Iași, cu drag, Ovidiu, Slainte!